Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Frățilin Radu Păpase și Let's Do It România! Acesta este sloganul acestui weekend în România! Mii de voluntari s-au adunat la curățenie, o acțiune din care nu are nimeni de câștigat decât natura! Bine, și câțiva oameni care au organizat această mișcare, dar asta este mai puțin important. Suntem într-o pădure de la marginea Bucureștiului și iată un voluntar! Bună ziua! Cum vă numiți? Ah, bună ziua! Mizereanu Bulan Vasile. Domnul Mizereanu, spuneți-mi ce aruncă românii? Ce ați găsit? Domnule, tot felul. Uitați-vă ce am prin buzunare. Să vedem. Ciorapi? Da. Doamne, iartă-mă, dar cine aruncă ciorapi în pădure? Eu cred că ăștia au rămas de la bote. A avut el o ședință foto aici în pădure cu Bianca. Aha, și iertați-mă, dar strângeți gunoiul în buzunare? Nu ați primit saci? A, ba, am un sac, l-am adus de acasă, dar e plin cu bere. A, cutii goale de bere? Nu, pline, dar păi vin eu la curățenie și nu beau nimic. Haideți să vă arăt și eu, domnul reporter, ceva super șmecherie. Da, vă rog. Bună, Ișianu Vasile mă numesc. Așa. Deci uitați-vă aici numai. Ce, CD-uri cu manele? Da, sigur. Gunoi premium, domnul. A, da, sunt zgriate, nu? Deteriorate. Nu, nici poveste. Sigilate încă. Le-am furat dintr-un peco și le-am adus aici, dacă te strânge în gunoi. Și le aruncați așa? Da, și normal. Băi, eu am boală pe ăștia, domnul. Tăți vin aici cu mici, cu muștar, cu bere, cu nu știu ce și ascultă manele. Băi, dar unul n-ar veni să asculte muzică clasică aici la pădure. Așa, și ce mai aveți în sac? Văd hârtie igienică. Doamne, ce oameni nesimțiți. A, noi hârtie igienică, domnul. Seamănă, dar adeziun la Partidul Poporului. Iată, avem și un mic voluntar aici. Salutare! Salutare! Ia să vedem, ce ai găsit prin pădure? Am găsit gunoi! Bravo, bravo! L-ai pus în sac? Nu, că-l duc acasă! Îl duci acasă? Da, să mă joc cu el! Tu te joci cu gunoi? Da, că-i cu minte, nu mușcă! Cum? Nu m-am prins. E un cățel, l-am găsit în pădure. Cățel? Dar eu te-am întrebat de gunoi. Da, păi așa-l cheamă. De ce? Păi când l-am văzut dormea lângă un copac și am crezut că e gunoi. Și apoi așa i-a rămas numele. Domnule, pot să vă spun eu ceva? Da, vă rog. Deci nu așa se face curățenie în țara asta. Adevăratele gunoaie nu s-a ei. Dar unde? Băi, vrei să curești țara de gunoaie? Te duci la Casa Poporului. Aveți dreptate, în fața la Casa Poporului e plin de gunoi, am văzut și eu. Băi, nu în față, înăuntru. Amu, mă și duc până acolo, că poate-i mai prind pătăți că au avut ședință.